recuperare, pentru că sunt foarte conștiincioasă. Hola! V-a plăcut emisiunea lui Teo? Am fost astăzi cu Sofia și mă duc la recuperare la genunchi, ca să pot să merg la sală liniștită. Ce faceți voi? Eu am un program foarte încărcat, mă pregătesc și de lucruri de nunți. Bună ziua! Nu știu dacă am întârziat, dacă n-am întârziat. Nu, este în regulă. Domnul doctor? Este în casă. Bună ziua! Bună ziua! Am venit la recuperare. Bună ziua, domnul doctor! Bună ziua, ce faci? Am întârziat din cauza traficului, a fost ceva nu incredibil. Spus, de data asta păi nu, fost. Dar chiar am vrut să pozez, să vedeți cum era tot orașul roșu și m-am și certat cu cineva în trafic pentru că a lăsat 7 mașini înaintea mea. Le-am numărat. Și-a dat geamul jos și a zis, bă, Dănet, eu nu știu dacă tu ai treaba astăzi, dar eu chiar trebuie să ajung într-un loc. Că de ce nu mi-ai spus că te lăsam în față? Păi, dar ți-am dat câteva claxoane, ce era ai să fac, să mă dau jos? Să te recuperezi de data asta? Da, am venit echipată, corespunzător. Foarte bine. De ce? Cine mă așteaptă? Hai să vedem cine te așteaptă, eu? Tu? A, tu ai treabă? Hello! O să știți că mă simt extraordinar de bine după drenajul limfatic pe care l-am făcut. Da? Da. Bună! Ar trebui să fac gimnastică de recuperare. Eu sunt mai activă așa de fel. Mai dureți un pic? Da? Mhm. Ok. Durează un pic? Hai acolo să te văd, să ne să începem. Mișto aparatele. Perfect. Dacă mai durează 5 minute, vrei să faci încălzire? O să mănânc trecerea și să fac încălzire și să revin. Ușoară, foarte ușoară. Pentru mine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
Serios, e posibil să mă fi vindecat? Încărcat și de tine. Bine, nu după prima ședință, dar am făcut tot felul de chestii, de aparate pe aici, adică... Zic și eu, nu mă mai doare atât de tare.